Un cutremur de 7,2 pe scara Richter a pus la pământ în mai puțin de un minut peste 35.000 de locuințe. 1.500 de oameni și-au pierdut viața, iar alții 11.000 au fost răniți. 23 de județe au fost afectate. Valoarea pagubelor, 2 miliarde de dolari. Din 77 și până astăzi, alte 4 seisme de peste 6 pe scara Richter au zdruncinat România. Ultimul în 2004, iar urmele se văd și în prezent. În capitală, peste 700 de clădiri stau sub semnul bulinei roșii. Păi dacă iau așa pe stradă încolo, s-ar putea să... De fapt, uitați, poftiți. Asta mai un pic și cade. Da, deja a început să-i cadă fațada. Cristian și-a făcut inclusiv un kit de urgență în caz de cutremur. Are o daia de telefon, baterie, așa, apă, niște de-astea de mâncare, neperisabile. Ce a mai pus în el? O lanternă și un fluier. Este bine pus acolo la îndemână. Potrivit unui scenariu al specialiștilor, în cazul unui seism major pe timp de noapte, 23.000 de clădiri ar fi grav avariate în București. Cel mai mare pericol îl reprezintă centrul istoric al capitalei. Aici cele mai multe imobile au nevoie urgentă de consolidare. Tot aici funcționează sute de cafenele, baruri și terase. Trebuie să ne păstrăm calmul și să ieșim. Dacă suntem la parter, da, să ieșim. Dacă suntem la etaj... Dumnezeu cu mine. În București sunt foarte mulți studenți, foarte mulți tineri. Majoritatea vor să se distreze și vor ieși, chiar dacă știu că, băi, săptămâna trecută i-a căzut cuiva o cărămidă în cap. Da, i-a căzut cuiva, nu cade și mie, nu?